A fost odată ca niciodată, într-un regat îndepărtat, un prinț curajos pe nume Șobo Pricos. Șobo Pricos era cunoscut pentru iscusința lui în luptă și pentru inima lui mare. De mic copil, fusese antrenat să devină un războinic neînfricat și să-și apere regatul de orice primejdie. Tatăl său, regele Șobolanus cel Mare. Era mândru de el, dar și îngrijorat, deoarece regatul lor era amenințat de o vrăjitoare malefică, Madame Libarca. Madame Libarca era o vrăjitoare cu puteri teribile, care locuia într-un turn întunecat din pădurea labirint. Ea avea o armată de gândaci de bucătărie antrenat să facă rău tuturor celor care se opuneau voinței ei. Pe deasupra își petrecea timpul liber provocând necazuri în regatul lui Șobopricos, furând recoltele și secând fântânile. Într-o dimineață de vară, regele Șobolanus l-a chemat pe Șobo Pricos în sala tronului și i-a spus Fiul meu, regatul nostru este într-un mare pericol. Trebuie să găsim o cale să o înfrângem pe Madame Libarca și să aducem pacea în regatul nostru. Ești singurul care poate face asta. Șobo Pricos și-a îndesat sabia în teacă și-a pus armura strălucitoare și-a plecat călare pe calul său rapid, numit Fulgeruș. După o călătorie lungă și plină de pericole, a ajuns la pădurea Labirint. Pădurea era întunecată și înfricoșătoare, dar curajul lui Șobopricos nu a dat înapoi. În mijlocul pădurii a zărit turnul sumbru al lui Madame Libarca. Pe măsură ce se apropia de turn, a fost întâmpinat de armata de gândaci de bucătărie a evrăjitoarei. Gândacii, conduși de temutul general gândacul gigantic, au început să-l atace pe șobopricos. Lupta a fost crâncenă, dar cu ajutorul sabiei sale magice, el i-a învins pe toți. Ajuns în fața turnului, Șobopricos a strigat: Madame Libarca, ieși afară și confruntă-te cu mine! A venit timpul să plătești pentru răul pe care l-ai făcut regatului meu. Madame Libarca a apărut pe balconul turnului, râzând răutăcios. Crezi că mă poți învinge, Șobopricos? Ești doar un șobolan neînsemnat. Puterile mele sunt nemărginite. Șobopricos nu s-a lăsat intimidat cu un salt puternic, a ajuns pe balcon și a început o luptă epică cu vrăjitoarea. Madame Libarca arunca vrăjii periculoase, B, dar Shobo Pricos a reușit să le evite pe toate, folosindu-se de agilitatea sa. În cele din urmă, cu o lovitură bine țintită, Shobo Pricos a distrus bagheta vrăjitoarei și a dezarmat-o. Madame Libarca a căzut în genunchi, implorându-l pe Shobo Pricos să o ierte. Dar Shobo Pricos știa că nu putea avea încredere în ea a luat o sticluță cu o poțiune magică pe care i-o dăduse vrăjitorul bun al regatului, maestro Gândăcescu, și a turnat-o peste vrăjitoare. Madame Libarca s-a transformat într-o simplă gândacă de bucătărie, fără puteri magice. Șobopricos s-a întors triumfător în regat, unde a fost întâmpinat cu urale și sărbători. Regele Șobolanus a fost extrem de mândru de fiul său, iar regatul a revenit la pace și prosperitate. Șobo Pricos a devenit eroul tuturor, iar poveștile despre curajul său s-au răspândit în toată lumea. Însă, povestea nu se încheie aici. În timp ce regatul sărbătorea, un tânăr gândac de bucătărie pe nume Libarcelus, urmaș al madamei Libarca, plănuia răzbunarea. El jura că într-o zi va recupera puterile pierdute ale mamei sale și va aduce întunericul asupra regatului. De atunci, regatul a fost mereu vigilent, știind că pericolul pândește mereu iar povestea lui Șobopricos a devenit o lecție despre curaj, determinare și lupta neîntreruptă pentru bine. Așadar, dragi cititori, sper că v-a plăcut această poveste. Nu uitați să dați like, share și subscribe, altfel s-ar putea să vă treziți cu o armată de gândaci de bucătărie în bucătăria voastră. Trăiți fericiți până la adânci, bătrâneți și nu uitați, întotdeauna fiți curajoși și determinați ca șobopricos.